Bun. Tot am întrebări referitoare la agrilul ăsta, pânza asta sintetică folosită în ce înseamnă legumicultură, plantologie, cum îi spun eu, da? Și de folia termică sau de dublură mai groasă. Ce am ales eu să fac? După cum vedeți aici, solarul ăsta va fi baza plecării răsadurilor. Timpurii pentru cei cu solare, care sunt din ce în ce mai mulți și pentru care trebuie să fiu gata la un 30 martie cu număr de răsaduri de legume, ardei, chiar și tomate, ca să aveți mai târziu, da? Ardei și tomate de principiu și chiar și vinete, aromatice, niște flori. Ce alegere am făcut eu? Pe lângă faptul că am luat sistemul de încălzire și o să-l redimensionez micșorând rezistențele, aleg să umblu mult la protecția asta naturală, să zic așa, adică care necesită investiție în energie non-stop. Ai investit, ai luat-o, folosești 3-4 ani dacă ai grijă de ea. Ce alegere am făcut? Să pun 4 rânduri de agril și 2 de folie termică de 50 de microni. Folia asta este în două aici și este de 50 de microni. Este o folie termică specială, aditivată, astfel încât să țină căldura. Agrilul este de 19 grame densitate pe kilogram. Aici am pus două. Schimb acum, le dau deoparte. Nu o să se vadă. Și o să pun 4, cum am zis. 1, 2, 3, 4. Peste care va veni folia deja pregătită pe masă. Cu capsatorul mi-o prind cât de cât să nu fugă stânga-dreapta. După care ce fac? Uitați. Am manivelele făcute și cu leme metalice prind aceste 6 straturi. 4 de, cum am spus, de agril de 19 grame densitate pe metru pătrat, cred că e, oricum de 19 grame, asta e ideea, și 2 de folie termică de 50 de microni, 2 straturi. Am întins-o, cum se vede, a venit și pe laterale, nu mai sus, pe capete o să fac capace special tot din ea. După ce am întins-o, eu pun pur și simplu manivela aici, asta e de la masa cealaltă, o pun pe un capăt, prind manivela pe o parte, dar cu poala lăsată. Da? Și în momentul în care se va strânge, îmi strânge și asta în interior. O să arăt eu în filmuleț, cum am arătat și în sezonul trecut. Vine până în capăt, din capăt, o ridic pe asta. Mă va fi așa. Și ea va fi toată prinsă aici pe manivelă, cât e cald, cât am nevoie de lumină. Noaptea sau când e frig, după ce am mai risit, în funcție de vreme, știți voi. Dau poala asta jos, o fac frumos să-mi intre aer, învâr din manivelă la loc, să dau pasta asta la loc pe care o aranjez ea. Și atunci masa va rămâne ca o cutie hermetică, care oricum îmi va asigura, de exemplu, două straturi de agril și două de folie termică de 50 de microni. Azi noapte, când au fost minus 4,2 grade aici în Ștefănești, Argeș, eu am avut în masa asta un grad 1,8 grade. Fără să dau căldură în ea. Evident, umblând la ea, își pierde peste zi din temperatură sau câștigă că e cald afară. E, după ce o să fie și rezistență și acupă și dau drumul la căldură, va sta căldura aici de 7-8 grade lejer. Asta am să vă arăt, că este foarte important să lucrăm cât mai independent de surse de energie. Am făcut asta, știu că nu-mi scade foarte tare temperatura. Repet, dacă la minus 4,2 grade eu am avut 1,8 grade aici, înseamnă că mie aceste straturi, 4 straturi, mi-asigură, nu, o temperatură de cât vine? De 6 grade aproape, de 5 grade și în plus. Acum eu mai pun două straturi, da? Cum am pus pasta de agril, după care vor fi 6 straturi.
De ce? Că va veni frig mult mai mare. Și vreau să mă asigur că și în caz de vreo defecțiune ceva, mie nu mor plantele. Da? Rezistă. Întindem bine folia. Acolo este prinsă. Da? Cu negrese și cu niște chestii. Și o întindem bine, astfel că să prindem toate cele 6 straturi și să fie în margine. Aici, da? Și o strângem și uitați, o întindem și încolo și încoace. Și apoi prindem cu clămele astea. Da? Și venim mai aproape și o facem pe toată. Tot așa, tragem să se întindă și așa pe diagonală și așa, da? Uitați. Ia uitați. Vezi? Dăm peste, ținem strâns și tragem de manivelă la margine. Și prindem clemă. Și ea va veni, vedeți? Cearceaf, șorț. În momentul în care, voi face demonstrație imediat, în care rulăm, dăm ăsta întâi în partea aia, îl dăm și pe ăla încoace, da pe partea cealaltă încoace, împăturite cum ar veni. Șorțul ăsta, șorțul ăla și rulăm toată în cap. Să vedeți. Bun, ce fac? Am terminat o masă, da? Tot șorțul ăsta și pe celălalt. Asta se va opri aici, manivela se va opri aici, o să vedeți. Am pus niște opritoare și țin și folia întinsă, tot stratul ăsta de 6. 4 agril, 2 folie termică. Dau șorțul așa. Peste manivelă. Eu așa am lucrat tot sezonul. Cu 6 mese plus asta care era făcută. În fiecare zi. Înveleam și dezveleam. Da? Mă așez cât de cât. Și apoi, vreau să vedeți, dau la manivelă. Da? Am manivelă aici. S-au oprit în opritoarele alea. Dau și capacele astea jos. Da? Și aici stă masca. Asta e tot. Am mai pus două sârme să stea grilul ca să nu se întinde. Sunt gata cele două mese. Cum vă spuneam, ele sunt închise hermetic, zic eu. Capacele făcute. Ia uitați-le. Da? Mai pică condens pentru că încă n-am pus folia de dublură. Urmează săptămâna cealaltă, cred că nu am pus săptămâna asta. Ia uitați. Mai bași cu mâna așa, dacă vezi că dacă ți se pare că ar intra aer. Dar nu intră. Clemele astea o să le folosești la rezistențe. Sunt niște cleme speciale. O să le fac eu filmele separat. Se închid foarte bine și mă distanțează. O să vedeți. Așa arată. Tot sezonul așa am făcut lăsadurile de calitate încât nu am avut probleme. Cu muncă, cu migală. Aici o să mai scurtez țevile astea puțin, dar nu mult, că uneori când strângi din manivelă sau când desfaci, mai fuge câș. Vedeți, e închis aici. Am lăsat puțin mai lungi încât s-au dus încolo. Și acolo sunt. Și vin una peste alta. Am prins cu capse. Dacă văd că nu mă încurcă, rup capsa. Dar nu mă încurcă. Sunt atent, în solar nu bate vântul. Spre asta e vorba. Sunt ca niște sertare închise.
deocamdată fără căldură, până când voi monta din nou rezistențele în ele. Așa fac eu toate mesele. Faceți totul, dar totul cu pasiune.